bunica mea, bunifica. Este omul oamenilor, așa aș vrea eu să îi zic. Bunica, pot să zic că este îngerul meu păzitor, deoarece atât ea cât și părinții mei m-au crescut. Încă de mic am fost așa sub protecția ei. Bunica este genul de om care nu a spus, nu mi-a zis niciodată nu, nu se poate. Omul pe care eu m-am putut baza. Încă de mică mi-a făcut toate mofturile. Dacă îi ziceam la ora 2 noaptea să-mi fac clătite, doar că eu le spuneam colăcei, acesta se trezea și făcea, are și o vorbă. Face orice bunica, doar să fii tu fericită. Aveam păpuși, însă nu apăruseră bebelușii și îmi doream foarte, foarte mult un bebeluș. Țin minte că stăteam cumva cu ea la sobă și îi ziceam, buni, vreau și eu un bebeluș, lasă că îți face bunica. Și mi-a confecționat dintr-o perină, așa, a făcut doi ochișori și acela a fost bebelușul pe care mi l-am dorit. Îmi făcea și cipici care mă protejau. Vreau să zic că și în momentul de față, fie că e vară, fie că e iarnă, port acei cipici în picioare. Și uneori îi mai zic, bunii, s-au întors și vremurile, bunii mai fă-mă o vestă sau mai croșetează-mi un cipic. Deși am avut o copilărie frumoasă, ai mei întotdeauna au vrut mai mult pentru mine și mai mult și atunci bunica a luat de decizia de a pleca de lângă noi să am o viață și mai bună. A fost un sacrificiu pentru noi toți. Erau momente, deși erau fericite, dar în același timp erau dureroase, spre exemplu când aveam sărbători. Țin minte că spuneam rugăciunea înainte de a ne apuca de masă și o sunam și spuneam împreună și parcă aș vrea să-i mulțumesc pentru tot sacrificiul ei, pentru că în prima fază bunii pune pe cei dragi pe primul loc și pe ea nici nu știu exact unde se plasează. Uneori, fiind copil mic, mai făceam și anumite năzbâti și atunci părinții încercau să mă certe într-un fel. De cele mai multe ori mă duceam la bunica și îi spuneam, bunii, apărăște-mă, bagă-mă în sufletul tău.